Potrivit datelor istorice, cu toate că leul a fost instituit ca monedă oficială în anul 1835, abia câțiva zeci de ani mai târziu, în 1867, pe timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, au fost bătute primele monede. 1867 a fost și anul în care leul a fost cel mai puternic din istorie. Adică un leu echivala atunci cu un franc francez sau, să fie mai simplu, cu un leu se puteau cumpăra 10 pâini. Monedele de 1 leu, 2 lei și 50 de bani erau din argint, iar cele de 5, 10 și 20 de lei erau din aur. Cei care trec pragul bibliotecii au ocazia să vadă în cadrul expoziției monede ce datează din anul 1860. Cuprinde monede din 1860 de 10 centime, din 1870-1995 monede de 1 leu, o monedă jubiliară din 1906, o medalie realizată cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la apariția primei monede. Expoziția rămâne deschisă publicului până la sfârșitul lunii septembrie.